ten sensibil și lipsit da, de un ten tern sensibil. Cum trebuie să arate ca textură un fond de ten? Bun. Cu toate le suntem tentate să punem un fond de ten camuflaj. Nu este cazul. Trebuie să punem un fond de ten care să ne lase totuși să respire tenul. Putem să, cu atât mai mult, cu cât este un, vorba despre un ten sensibil, această culoare ternă a tenului, noi putem să o rezolvăm cu ajutorul blașurilor. Da? Deci îmbujorăm acolo unde este cazul, adăugăm lumină acolo unde este cazul, adăugăm culoare acolo unde este cazul. Nu trebuie să ne punem un fond de ten care să ne ascundă cu totul.